De la handbal trecem la lupte greco-romane și la sportive antrenorului Florin Antonescu, cei care s-au întors cu 5 medalii săptămâna trecută de la turneul memorialului Victor Tolipski. Invitați la această competiție de către conducerea clubului sportiv Dinamo București, Giurgiu Veniș se întorceau acasă cu 5 medalii, 3 dintre ele aduse de frații Gheorghe, Valentin, Florin și Alexandru, alte 2 de Mihai Răbâncă și Cosmin Rotaru. A fost o ultimă verificare a sportivilor Giurgiu Veniș calificați pentru campionatele naționale de lupte greco-romane, programate pentru sfârșitul lunii la Târgul Mureș. Următoarea participare a sportivilor giurgiuveni va avea loc la sfârșitul lunii la Târgu Mureș, unde Federația Română de Lupte organizează finala campionatului național. Dreptul de a participa la această competiție la numai sportivii care au obținut rezultate foarte bune la etapele zonale. Spre bucuria noastră, 7 sportivi din clubul sportiv Dunărea Giurgiu din secția de lupte sunt calificați, iar noi ne aflăm în faza de pregătire a acestei competiții. Sperăm ca la această competiție să avem puțină șansă și să reușim să ne clasăm cu cel puțin un sportiv în primii 8 la nivel național.